Vă salutăm, dragi prieteni! Videoclipul de astăzi va fi puțin mai diferit, pentru că împreună vom vizita câteva locuri prin care ne dorim să evidențiem importanța și urgența centrului de ajutorare pe care dorim să-l construim. În spatele meu, după cum foarte bine se observă, este o hală industrială, este o hală foarte mare, este una dintre halele unei mari companii. Dacă ne uităm la această construcție, ca și oameni privim și ni se pare absolut normal ca o companie să dețină un așa spațiu în care să se organizeze, în care să-și desfășoare activitatea. Este normal să privim cum se construiesc hoteluri, săli pentru diferite evenimente, spații de cazare, iar toate acestea pentru a dezvolta un business cât mai bine și pentru a face bani. Au fost și sunt persoane care au criticat acest proiect și spun că nu ar trebui să investim bani într-un asemenea proiect. În spatele nostru se află un magazin mare care a ales să investească într-un spațiu de depozitare pentru ca alimentele să stea într-un loc cât mai sigur. De asemenea, în cadrul organizației, ne dorim ca alimentele și bunurile care ne sunt încredințate să fie depozitate într-un spațiu bun și optim pentru a putea ajunge mai departe acolo unde este nevoie. De această dată, în spatele meu este un centru comercial și putem spune că în secolul 21 acesta este un lucru normal, poate chiar o necesitate. Iar dacă într-un mall sau într-un centru comercial vin oamenii cu bani, oamenii care își permit, noi ne dorim să construim un centru de ajutorare pentru oamenii care nu-și permit să ajungă în asemenea locuri, pentru mamele care sunt singure, pentru bătrânii care nu sunt vizitați de nimeni, oamenii neajutorați, toți aceștia au nevoie de ajutorul nostru. Pentru aceasta ne dorim să construim un centru de ajutorare, nu un centru comercial. Că lanțul de magazine de masă a extins și în județul Suceava, foarte mulți constructori s-au bucurat. Noi vrem să construim un centru prin care să bucurăm oamenii care au nevoie de noi. Am schimbat locația și de data aceasta în spatele meu se află o locație care mulți dintre dumneavoastră o cunoașteți, este o burtărie veche unde suntem primiți de către un frate colaborator care vrem să-i mulțumim. Aici ținem o parte din donațiile care ajung la organizație. În timp ce foarte multe companii mari se dezvoltă, se extind, își construiesc hale industriale, se construiesc hoteluri, săli de evenimente, magazine mari, centre comerciale și tot felul de construcții de genul acesta, este de dorit ca și lucrarea lui Dumnezeu să se dezvolte. Și pentru Domnul putem construi o hală în care să putem administra toate donațiile. Din locul acesta va porni fiecare acțiune de ajutorare, din locul acesta va porni fiecare inițiativă și totul pentru a face bine. Până în prezent am ajutat mii de familii plecând din acest punct. Acesta este doar unul din spațiile unde suntem primiți să ținem donațiile. Iar un alt loc în care ținem o parte din donațiile care ajung la noi este casa la roșu a unui prieten. Din această casă și din burtăria care este la distanță de câteva localități s-au distribuit tone de ajutor umanitar. Dorința noastră este să continuăm să facem binele și vrem să te provocăm și pe tine să susții acest demers. Am răspuns de mai multe ori la întrebarea de ce este nevoie de un centru de ajutorare și o vom face din nou. În spatele meu avem peste 20 de tone de alimente care sunt pregătite să ajungă în Ucraina. De la începutul anului am dus peste 180 de tone de alimente doar în Ucraina plus ajutorul care s-a făcut în România. Avem nevoie de un spațiu de depozitare unde să ținem toate alimentele acestea. De data aceasta suntem într-un garaj a unui prieten. Aici este un mic service auto unde se repară mașini, dar unde noi am depozitat aceste alimente din lipsă de spațiu. Ne dorim și vrem ca să construim un centru de ajutorare unde să depozităm alimentele într-un spațiu optim. În videoclipul de astăzi am încercat să punem în antiteză marile companii care se dezvoltă și își construiesc hale, spații în care să-și desfășoare business-ul și necesitatea Asociației Misionând Generația de Mâine de a construi un centru de ajutorare. Pe această cale vrem să încurajăm toate companiile care înțeleg necesitatea unui spațiu în care să-ți desfășoare activitatea, să susțină acest proiect măreț. Te provocăm să te implici și tu în construcția centrului de ajutorare. De aici vrem să mergem la oamenii care au nevoie de noi. În timp ce în lumea aceasta se construiesc centre comerciale, centre industriale, centre rezidențiale, noi ne dorim să construim un centru de ajutorare. Poți să fii și tu parte a acestui proiect măreț. Dumnezeu să te binecuvinteze! Thank you.